Hai să salut, eu săracu și bine v-am regăsit la un nou video. Un video puțin mai diferit de ce facem noi de obicei, pentru că astăzi avem un review. După cum știți, nu prea fac review-uri pe canal, principal pentru că ofertele pe care le primesc nu prea au legătură cu mine, activitatea mea sau ceea ce fac eu pe canal. Canalul meu este unul de mobile gaming și astăzi avem un gadget care nu poate reprezenta mai bine ceea ce fac eu pe canal. Vă prezint Nubia Red Magic 3S. Un telefon de gaming foarte accesibil pentru ceea ce oferă. Ca să scoatem din start prețul telefonului din schemă, o să vă spun exact cât costă. Prețul telefonului este de $500, adică undeva la 2000 de lei, și crește dacă vreți mai mult RAM sau memorie internă. Bun, dracule, dar ce face telefonul ăsta un telefon de gaming? Păi avem cooler intern, avem beculețe, avem triggere care se pot configura ușor în orice joc, avem un buton dedicat pentru modul gaming și bineînțeles că avem cel mai puternic procesor la momentul actual. Hai să începem cu specificațiile telefonului. Eu am aici cea mai slabă versiune și am un procesor Snapdragon 855+, care este cel mai bun procesor la momentul de față, și 4 GB de RAM, deci nu se pune problema ca vreun joc din ziua de astăzi să nu ruleze în minim 60 de FPS-uri. Și că tot veni vorba de minim 60 FPS-uri, telefonul are un ecran AMOLED de 90 Hz și credeți-mă că se simte diferența. Pentru cei care nu știți ce înseamnă asta, ei bine, este un ecran pe care negrul se vede extrem de negru și poate reda peste 60 de cadre pe secundă, mai exact până la 90 de cadre pe secundă. Diferența de la 90 FPS la 60 FPS nu e așa de notabilă ca cea de la 30 la 60, dar totuși nu m-aș întoarce niciodată la un ecran de 60 de Hz. Un alt lucru la care nu mai pot renunța sunt triggerele capacitive din colțuri gândite special pentru jocuri, mai exact butonașele astea mici de aici, care pot fi programate ușor în absolut orice joc și îți oferă un avantaj destul de mare. Nu prea mă omor eu după controlere, iar telefonul se simte exact ca unul atunci când este pus în modul gaming. Probabil de asta, după mai bine de 3 luni de folosire, încă nu m-am obișnuit cu două butoane noi. Bine, e mult spus butoane, după cum am zis, chestiile astea de aici sunt capacitive, deci nu se apasă, dar telefonul vibrează atunci când apeși pe ele și primești un feedback și îți cam dai seama că ai apăsat pe ele, exact ca și senzorul de amprentă de pe spate, care, apropo, și el poate fi folosit în jocuri, gen poți să-l programezi în jocuri, dar mi se pare puțin cam awkward. Știți că v-am zis la un moment dat ceva de modul gaming? Ei bine, telefonul are un buton și pentru asta, dar de data asta avem un buton fizic și atunci când îl apăs, se întâmplă asta. Wow! După atâta timp, chestia asta încă mi se pare foarte, foarte, foarte tare. Ei bine, și care e faza cu modul gaming? Este o interfață cu totul nouă, unde am toate joculețele mele și butonașele de home, back și menu sunt înlocuite cu asta. Aici avem o grămadă de butonașe care fac o grămadă de sens atunci când ești într-un joc. Avem butonul de performance, unde poți să faci overclock la procesor, avem 4D Shock, care sunt un fel de vibrații puțin mai altfel, avem touch buttons cu care putem să programăm butonașele de aici și cel de pe spate, avem, nu știu cum se numește chestia asta, e practic un joystick, e un accesoriu pentru telefon pe care nu îl am, avem butonul de WhatsApp care o să ne deschidă o conversație de WhatsApp aici, avem butonul de fan care poate să oprească coolerul dinăuntru pentru că v-am zis că are un cooler fizic, avem butonul de block messages, block calls, se explică de la sine, avem Snapchat care face screenshot pur și simplu, avem și opțiune de record, da, putem să înregistrăm jocurile, e un recorder built-in. Aici avem modul standby, care pune telefonul în modul standby, practic menține jocul activ fără să mai consume atât de multă baterie. Avem docking station, care este din nou un accesoriu pe care nu l-am, și avem chestia asta de sus, nu te lasă să dai direct de bara de sus, pentru că de obicei te încurcă în jocuri, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Iar butonașele astea două din colț sunt pentru cooler și pentru banda de LED-uri din spate, banda RGB de LED-uri, ok? Sincer, mă așteptam ca coolerul ăsta să fie mai mult un gimmick, să fie o chestie cu care să pot să mă dau mare, gen, hei, am un telefon care are un cooler, dar coolerul ăsta chiar își face treaba, adică uitați-vă și voi. Am simțit o diferență destul de mare de temperatură și nu prea mă mai pot plânge că mi se încinge telefonul în mână atunci când mă joc. Deci mă pot lăuda că am un telefon cu un cooler care chiar răcește și cu niște beculețe RGB care sunt acolo, presupun. Singura problemă cu ele este că sunt pe spate și nu prea le pot vedea atunci când mă joc pe telefon. Dar în schimb le pot face să danseze pe muzică. Let's go.
Da, niște flex pe aici pe acolo și cam atât. După cum vedeți, telefonul nu are un ecran clasic 16:9, ci 19:5:9. Da, adică este puțin mai lunguiesc decât un ecran normal și sincer chestia asta nu prea mi-a plăcut la început, dar m-am prins destul de repede de ce au ales forma asta. Cred că este în principal pentru că în majoritatea jocurilor acțiunea principală se petrece pe mijlocul ecranului și ai controlele undeva în părți, pe stânga și pe dreapta, și așa poți să fii destul de sigur că nu acoperi nimic important atunci când te joci. Altă chestie interesantă, telefonul are două difuzoare stereo orientate spre mine, așa pot să-mi dau seama din ce parte vine sunetul chiar dacă nu am căști. Și cea mai tare chestie pe care nu mi-am dat seama cum am făcut-o nici până ziua de astăzi, nu reușesc să le acopăr cu mâinile atunci când mă joc. Asta, chestia asta e foarte, foarte dubioasă. Bineînțeles că pentru toate chestiile astea avem nevoie de o baterie pe măsură și ohoho, avem 5000 de miliamperi, fraților, care cu tot cu difuzoare, beculețe, cooler și toate chestiile astea, mă duce undeva la 5-6 ore de jucat intens, ceva de genul, sau 2 zile de uz normal. Și pe lângă asta, cu toată bateria asta poți să încarci și un alt telefon, dacă cumva ai nevoie de așa ceva vreodată. Telefonul nu are NFC și nici wireless charging, dar are quick charge de 18W. Chestia asta duce telefonul de la 0 la 100 în vreo 2 ore și puțin. O altă parte foarte importantă pe care am lăsat-o la urmă este camera, care sincer m-a lăsat rece. Este o cameră de 48 de megapixeli care își face treaba dacă nu ești un mare fotograf, dacă nu vrei să faci nici știe ce poze, dar totuși este capabilă să filmeze în 8K. Bine, e un 8K mai ciudățel, se vede puțin framey, așa, nu știu cum să zic, însă asta este o tehnologie nouă și cu siguranță o să devină mai bună pe măsură ce telefonul va primi mai multe update-uri. Cât despre camera de pe față, sincer m-a lăsat mai rece decât cealaltă. 16 megapixeli, mă, acum să fiu sincer, ambele camere se descurcă destul de bine în lumină bună, dar în lumină slabă, na, se cam îneacă. Vedeți și voi pe ecran despre ce vorbesc. Dar totuși, ăsta este un telefon de gaming și, în opinia mea, aș fi renunțat complet la ambele camere pentru, să zicem, nu știu, încă 1000 de mAh în plus la baterie. Este evident că camerele nu sunt lucruri pe care s-au concentrat cel mai mult cei de la Nubia atunci când au gândit telefonul ăsta. Bun, și acum părerea mea per total despre telefon. Înainte de orice, vreau să menționez că videoclipul ăsta nu este un videoclip sponsorizat, adică am primit telefonul de la cei de la Nubia, dar nu am fost condiționat în niciun fel să spun ceva bun despre el sau să-l laud. Am primit telefonul ca să-i fac un review și să-mi spun părerea mea sinceră despre el. Ba mai mult, probabil mulți dintre voi știți că am tot ridicat telefonul ăsta în slăvi înainte să fiu contactat de cei de la Nubia. Deci asta este părerea mea sinceră despre telefon. Nu vreau să pară că le țin partea celor de la Nubia, pentru că, cum am spus, nu am de ce. Dar, just for fun, hai să facem o comparație între telefonul ăsta și un, nu știu, să zicem, un S10. La lansare, S10-le a fost undeva la 1000 de euro, iar telefonul ăsta 500 de euro, ok? Și dacă le comparăm și tragem linie, telefonul ăsta are un procesor mai bun, o baterie mai mare și un ecran mai bun, bine, cel puțin pentru jocuri. Singurele lucruri la care S10-le bate sunt camera și NFC-ul, dar eu în schimb am beculețe, trigger-e, cooler, mod gaming și totul la jumătate de preț. Bineînțeles, ambele telefoane se adresează altor categorii de oameni. Spre exemplu, nu cred că o să-l văd eu pe Iohannis prea curând cu un telefon de genul ăsta la ureche. Din nou, nu vreau să sun nepărtinitor, dar în 3 luni de folosit telefonul ăsta ca și main device, nu prea am reușit să-i găsesc nod în papură. Și sincer, la banii ăștia, cred că niciun telefon nu poate să-ți ofere o experiență mai bună în ceea ce privește gamingul, cel puțin. Da, ăsta este telefonul pe care o să-l vedeți în gameplay-urile și live-urile mele, o perioadă destul de lungă de acum încolo, și pe calea asta vreau să le mulțumesc celor de la Nubia pentru că mi-au trimis telefonul și vreau să vă cer scuze tuturor pentru întârzierea cu care a venit videoul ăsta. Da, cam asta a fost și cu videoclipul ăsta. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis și noi ne vom revedea pe un live de 12 ore cu ocazia 200.000 de abonați. Peace! Cringe? Nu știu. Bapula, mă interesează.